România va fi reprezentată de 21 de sportivi suceveni la Jocurile Olimpice de la Tokyo. 19 dintre aceștia vor concura în probele de canotaj, acolo unde mai bine de jumătate din lot este formată din suceveni. Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt programate între 23 iulie și 8 august. Rădăuțeanca Mădălina a Măistroaiei va concura în proba de tir cu arcul și fălticeneanul Vlad Dascălu în proba de mountain bike. Județul nostru dă grosul lotului de canotaj, unde mai bine de jumătate din sportivii calificați au origini sucevene. Ionela Livia Cosmiuc și Gianina Elena Beleagă alcătuiesc echipajul de dublu vâsle feminin categorie ușoară, Marius Vasile Cosmiuc și Ciprian Tudose formează echipajul de dublu rame masculine, Ioan Prundea nu face parte din echipajul de dublu vâsle masculin, Elena Logofătu și Iuliana Angel sunt în echipajul de patru rame feminin, Mihăiță Vasile Țigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ștefan Constantin Berariu și Cosmin Pascari vor trage în barca de patru rame masculin, Ancuța Bodnar va concura la dublu vâsle feminin, Florin Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Vasile Bejan și Florin Artemii Fântânariu fac parte din barca masculină de 8-1, în vreme ce Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejnariu și Maria Tivodariu sunt în barca feminină. Eu cred în fiecare sportiv care s-a antrenat 5 ani pentru această participare la Jocurile Olimpice. Fiecare are șansa și norocul lui, iar eu sper că în zilele acelea, când se vor regăsi la start, Dumnezeu să fie alături de ei și la final să urce pe podiumul olimpic. Sportivii trebuie să creadă în ei pentru că au muncit foarte mult. Este competiția supremă și nu se compară cu nimic, iar emoțiile sunt pe măsura valorii competiției, a declarat președinta Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă. România are 100 de sportivi calificați la Tokyo care vor evolua la 17 discipline sportive. În not, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, basket, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul și tenis. Reamintim faptul că Jocurile Olimpice de la Tokyo au fost amânate pentru intervalul 23 iulie-8 august, după ce inițial erau programate în perioada 24 iulie 9 august 2020.